Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Tonelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem pe Mix TV astăzi, așa cu un pas deja în sărbătoare cu scriitoarea, jurnalista Petronela Rotar. Bună seara! Bună seara! Bun venit! A fost cu emoții intrarea în emisiune, au venit copiii, ne-au colindat, se aud încă prin trust clopoței, iar tu, cred că ai simțit, te-ai îmbrăcat tot în nota de sărbătoare. E o perioadă în care toți spunem să fim mai buni, să ne bucurăm, să fim fericiți și toți suntem foarte agitați, foarte nervoși și destul de puțin fericiți. Așa este, chiar îmi propusesem să scriu în perioada asta, pentru că sunt oameni care mă întreabă, îmi scriu și mă întreabă de ce le e mult mai greu de Crăciun, de sărbători, decât în restul anului. Și cred că are legătură foarte mare cu presiunea socială pe care o resimțim în perioada asta. Toată lumea e musai să fie fericită, e musai să aibă masa îmbelșugată, bradul împodobit, toate cadourile luate, curățenia făcută, cozonacii. Da, e o foarte, listă exact, foarte lungă. Trebuie să-i dai check la toată treaba asta și ai senzația că toți ceilalți se descurcă mai bine decât tine, tu ești cel mai greșit, cel mai defect, iar pentru cei care nu cadrează în acest tablou de familie pe care cumva îl desenăm în perioada asta cu toții, ba în viața reală, ba în aia de virtuală, se simt greșit, se simt defect, se simt inadecvați și li se adâncește depresia. Dacă ești singur de sărbători și n-ai familia pe care o are vecinul sau chiar prietenul și aia de la... Chiar exact. Care te rănește la masa de Crăciun sau chiar și aia parcă toate lucrurile astea contribuie să te simți mult mai rău decât de obicei. De altfel, statisticile spun foarte clar că e perioada în care depresiile se adâncesc, în care oamenii se sinucid foarte mult pentru că, exact, se simt singuri, se simt triști, se simt defecți față de ceilalți care, iată, nu ieși pe stradă, peste tot luminițe, muzica cântă, colindători, exact, lumea e în agitația pentru cadouri și dacă tu ești singur, trist, ceva nu merge în viața ta, asta se adâncește foarte tare în perioada asta. Conformismul social, conformismul acesta îngrozitor, despre care prea puțini au curajul să vorbească, prea puțini au curajul să spună, până la urmă, acel împăratul e dezbrăcat, că despre asta vorbim. Iată, anul acesta ai încercat cumva să te apropii, nu de zona sărbătorilor, probabil următorul roman sau măcar o scenă va fi inspirată și din această stare de lucruri, dar acest roman pe care eu l-am acum și mărturisesc că abia aștept să-l citesc pentru că am citit atât de multe despre el, a devenit un bestseller tocmai pentru că Petronela Rotar a avut curajul să pună un deget și să apese pe neiubirea din noi, pe probleme despre care n-am prea vorbit până acum. Așa e, din păcate. Și chiar ziceam că pentru mine, dincolo că e cartea are un succes absolut nesperat și neanticipat, pentru chiar că... nesperat? Chiar nesperat și lucru s-a văzut foarte clar asta pentru că imediat după Black Friday o ediție mare, un tiraj foarte mare pentru România s-a epuizat și am fost 3 săptămâni descoperiți pe piață. Târgu Gaudeamus iarăși a venit al doilea val atunci. Da. Și pentru Târgu au mai fost doar niște sute de cărți disponibile, după care s-a terminat și abia a ieșit în urmă cu o săptămână din nou practic al treilea tiraj, pentru că pentru Târgu a trebuit editorul să scoată a doua. Deci nu ne-am așteptat. După care că dacă știrea, ne-așteptam... cum sună știrea? Petronela Rotar și Lev Tolstoi sau Lev Tolstoi și Petronela Rotar, cei mai vânduți scriitori. A fost o asociere nefericită din punctul meu de vedere, pentru că nu cred că poate cineva din contemporaneitate... Contabilitatea vânzărilor așa arăta. Așa era arăta, o chestiune de contabilitate. Într-adevăr. Posteritatea va așeza clasamentul la un multă moment lume dat. S-a temut și a cumva insinuat că ar fi acolo un fake news. De fapt, am aflat ulterior că au fost mai multe cărți decât de vândute în ziua aia de Black Friday decât au fost undeva spre 1000. Și până la urmă o știre care te periclita, nu-ți dădea adevărata valoare, iată. Nu, dar lumea s-a întrebat dacă nu cumva cineva a umflat toate cifrele astea, cum se întâmplă de obicei. Din potrivă, ele au fost diminuate, pentru că numărul de cărți care s-a vândut doar prin Libris în ziua aia este de obicei un tiraj mare care se vinde într-un an al unui autor român. Da, iată deci că ai răsturnat niște calcule. Da, dar asta, repet, s-a întâmplat pentru că suntem o societate de oameni cu multe probleme. Pentru că avem nevoie. Și atunci vine o carte care vorbește despre niște probleme care sunt extrem de răspândite. Cred că am primit spre 1000 de mesaje de la bărbați și femei care spun, s-au regăsit în ceva. Eu sunt Alexa sau eu sunt Călin, adică unul dintre personajele romanului meu și care exact s-au regăsit și care
au primit cartea asta ca pe o, ca pe o oglindă și au simțit că vor să, să-mi spună despre asta. E acel stai liniștit, sunt și alții ca tine. Sunt mulți ca tine, de fapt. E unul dintre lucrurile care mi s-a tot spus. Credeam că sunt singură în drama mea, credeam că nu mai este nimeni care să fi trecut vreodată printr-o poveste de abuz în felul ăsta, fiindcă atunci când suntem într-o relație de dependență, codependență, de abuz, nu prea povestim despre asta. Nu am văzut pe nimeni să scrie pe Facebook, de exemplu, sunt măritată cu un bărbat alcoolic, cum este personajul din, din cartea mea, sunt abuzată, nu scrie nimeni, nu. Oamenii pun poze de la evenimente frumoase și cam atât. Și atunci când vezi în jurul tău că toată lumea pare fericită, ți-e atât mai greu, cu atât mai greu să vii și să spui, eu sunt nefericit. Am făcut niște alegeri greșite, sunt într-o situație în care mi-e foarte greu, mi-e foarte rău, am nevoie de ajutor. Ne închidem tot mai mult în noi și atunci, na, vine o carte cum e cartea mea care povestește despre lucrurile astea foarte, care foarte deschis. Care place foarte mult din acest motiv. Ce te-a determinat pe tine să scrii? Că aici vine întrebarea cealaltă. Tu ești Alexa, cât din Alexa e Petronella? E o întrebare care cumva e firească pentru că eu am scris foarte mult despre mine. În general, asta e un uluind roman. Uluind de câțiva ani pe cei care te citesc. Asta e un roman. Dacă ar fi fost autobiografic, n-aș fi avut o problemă să nu se cheame personajul meu. Se chema chiar Petronella. Deci încă de la școală învățăm că Nică e Nică și Ion Creangă. Chiar dacă amintirile din copilărie poate coincid cu realele amintiri ale lui Ion Creangă. Și eu am spus așa că eu nu sunt Alexa. Nu, că Alexa nu este Petronella, însă Petronella poate fi Alexa. În aceeași măsură în care toate femeile care s-au regăsit sau se vor regăsi în cartea asta pot fi Alexa. Și n-aș putea să spun că eu nu am fost în viața mea niciodată într-o situație de sau într-o relație abuzivă și că n-am, exact, și că n-am fost niciodată în situația, n-aș fi putut scrie în felul ăsta despre o relație abuzivă dacă eu însă nu aș fi experimentat la un moment dat în viața mea de treaba asta. Am vrut să scriu cartea asta de multă vreme. Pentru că, și mă bucur că n-am scris-o mai devreme, pentru că n-aș fi știut să o scriu în felul în care am scris-o acum. Cartea asta conține și foarte multe noțiuni de psihologie și este scrisă din perspectiva unui narator care înțelege lucrurile detașat. Care a avut travaliul lui și, până la acest moment. Și care încearcă și partea a doua a cărții vine cu explicațiile psihologice pe care personajul le primește în terapie, pentru că mi-am luat personajul feminin, mi l-am dus în terapie, tocmai ca să ajut să înțeleagă atât cititorii cât și pe el, pe personaj, ce i s-a întâmplat. De ce a ajuns într-o situație de abuz? De ce a ales să rămână în ea? De ce... și cum te ajută în terapie și ce înseamnă acest travaliu de a ieși dintr-o relație abuzivă și așa mai departe, pentru că am vrut să fac asta și să răspund cumva la modul general unei întrebări care mi se pune foarte des, pentru că eu vorbim foarte deschis despre faptul că m-a ajutat foarte mult terapia pe mine și că am intrat la un moment dat și am rămas în terapie ca să mă ajute să mă cunosc pe mine și să... Ca să crești, exact, ca să crești și chiar să din rana pe, aceea. Exact, pe interior. Mi se tot pune întrebarea, ce pățești la psiholog? Și, și pentru că oamenii au așa tot felul de idei despre... prejudecăți, clișee... Exact, despre ce te duce la psiholog și ce-ți face psiholog acolo. Și asta e un curaj să vorbești exact, de terapie. Și atunci mi-am luat personajul și am creat multe scene din terapie, tocmai pentru că dacă alt beneficiu nu l-are cititorul, măcar la sfârșit, când o să închide cartea, înțelege ce pățești în terapie. Ce este psihologul și ce vrea el. Exact, e și o pledoarie pentru terapie, deci pentru căutare, pentru autocunoaștere. Sigur că în subsidiar simți asta. Da, ea nu se vrea o carte de self-help, de... psihologia tip Salva Mar sau deci un ialom, te-am văzut asemănată cu romanele din zona aceea. Probabil că pentru că sunt foarte multe lucruri din psihologie în carte care vin să explice și... Pe care Petronella le-a trăit și vorbește în... E mult spus că le-am trăit, pentru că asta, de exemplu, a fost un lucru foarte greu pentru mine ca scriitor. Să pot crea, pe de-o parte, un personaj terapeut. Eu nu sunt psiholog.
Și să creezi un terapeut care să stea în picioare. Autentic. Exact. Ce spun terapeuții care au citit cartea? Au fost mulțumiți? Da, și m-au felicitat și mi-au spus că ei înșiși nu reușesc să-și facă o reclamă mai bună decât aici le face talentul, cartea asta. Talentul scriitorului dincolo care are și jurnalistul, da, în spate. Dar dincolo de asta, a trebuit să aflu și am citit foarte mult și m-am documentat foarte mult ca să creez un psiholog care să stea în picioare în fața altor psihologi. Să nu vină un psiholog să zică, știi, un psiholog adevărat n-ar spune asta, n-ar face niciodată lucrul ăsta. Iar personajul meu este un personaj pe care l-am creat în așa fel încât și l-am îndepărtat cât am putut de mine în zonele în care, în care eu știu despre mine că sunt atipică ca client al cabinetelor terapeutice. Eu nu semăn deloc cu Alexa, în, cel puțin în intrarea în terapie. Ea are niște rezistențe pe care eu le-am văzut la oamenii din jurul meu și care am vrut să creez un personaj mai degrabă care să semene cu toată lumea, nu cu mine. Așa, bun. Deci, curiozitatea devine maximă vis-a-vis de carte pentru cei care încă n-au savurat-o. Deci, pur și simplu un exercițiu de a scrie un roman despre un subiect cu gândul la cine, concret. Cine vrea să le citească? Din păcate, am asta, și asta e o revelație pe care am avut-o post publicarea cărții, pentru mult mai multă lume decât mi-am imaginat. Dar de ce din păcate? E bine! Pentru că dacă ai fi conștientizat, poate te speriai. Pentru că nu mi-am imaginat că o să fie atât de multe mii de oameni care se vor regăsi într-o poveste de abuz. Sau din păcate spui pentru că ai fi scris-o altfel, nu, dacă ai fi conștientizat dimensiunea publicului. Nu, pentru că mi-aș fi dorit ca ea să fie citită doar ca obiect straniu, așa, ca uite o întâmplare în care nu m-aș regăsi niciodată, în niciun caz ca pe un lucru atât de personal. Pentru că e amară identificarea cu atât de și reacțiile sunt foarte violente, adică primesc mesaje de la oameni care îmi spun că au aruncat-o în timp ce o citeau, pentru că ea a enervat ce citeau și sau că le-a trezit niște răni atât de dureroase. Exact, că au vomitat în timp ce o citeau, că au făcut atacuri de panică. Deci o carte care doare. Care doare, care rănește, da, clar. Care rănește, dar care și vindecă, zic eu. Pentru că la finalul mesajului, întotdeauna, sau poate după două săptămâni după ce au citit-o, după o lună, oamenii îmi mulțumesc. Îmi scriu, mulțumesc că ai scris, da, mulțumesc că ai scris, că mi-ai deschis ochii și că acum înțeleg niște lucruri și vreau să mă duc fie în terapie, fie, nu știu, vreau să-mi rezolv problema asta în alt fel, în felul în care pot eu. Deci și asociația psihologilor îți va fi recunoscătoare. Da, să-mi dea și mie un procent, pentru că din carte nu prea trebuie. Te face membru onorific. Da. Ideea a fost, o altă chestie foarte drăguță, cumva, este că oamenii îmi scriu și mi-arată mănunchiul de cărți pe care l-au cumpărat să-l dea cadou de sărbători. Pentru că dincolo că se regăsesc pe ei, regăsesc tot felul de oameni în anturajul lor și zic, băi, cartea asta trebuie să fie citită și de tine, și de tine, și de tine, că tu citești acolo. E bine, da. E minunat. Înseamnă că e ca un bulgăre care se rostogolește și cred că te și obligă să continui. Cred că trebuie să aibă urmări, să facă pui. Să nască atâtea subiecte. Da, cu siguranță, că, pentru că am tot fost îndemnată și întrebată dacă va avea o continuare, pentru că cartea asta are un final deschis. Și chiar ieri Sunt filmele bune, așa sunt romanele minunate. Chiar ieri mi-a mulțumea o cititoare învederată, așa că ea este bibliotecară și un om cu mare drag de cărți, și mi-a zis, mulțumesc că nu m-ai dezamăgit și nu ai adus un prinț perfect și n-ai terminat cartea într-o notă complet nerealistă. Ar fi fost chiar culmea să fac eu treaba asta, în niciun caz n-am făcut asta. Cartea are un final deschis și fiecare poate să-și imagineze personajul ducându-se pe oricare dintre căile care se potrivește lui însuși. Se întoarce Red Butler la Scarlett O'Hara. Exact. Deci nu avea în niciun caz n-avea rost să termin în altă notă, dar cu siguranță nu va exista o continuare. Pentru că cartea nu a fost gândită în așa fel încât să aibă o continuare și dacă aș face asta ar fi la presiunea publicului și ar fi artificial. Deci, o rațiune comercială nu poate veni în completarea unui argument atât de emoțional. Că voi mai scrie cărți despre subiecte la fel de dureroase, aia cu siguranță, dar nu la asta mă gândeam. Dar nu va gândeam, fi o continuare a acestui roman în niciun caz. O carte despre neiubire, iată, sau despre, am spus eu acolo, iubitele noastre neiubiri, că suntem dependenți de ele. Unul dintre titlurile de lucru a fost chiar Obișnuita cruzime. Tocmai pentru că da, modelul ăsta de abuz ne este atât de familiar, așa de tare îl căutăm inconștient, încât
nu ne putem desprinde. E modelul cu care mulți dintre noi au crescut, e modelul despre care n-am vorbit, e modelul pe care l-am ascuns și l-am căutat apoi multiplicat în toate relațiile reprezentative din viața noastră. Exact, asta spune și cartea și există, de exemplu, un exercițiu pe care terapeuta îl face cu personajul feminin în carte, un exercițiu foarte simplu, pe care mă trezesc că îl fac tot felul de oameni care citesc cartea și după aia îmi scriu și îmi zic: mamă, exercițiul ăla mi-a deschis ochii. Mi-a deschis ochii. E un exercițiu foarte simplu în care de fapt își dau seama că au căutat un model foarte familiar. Da. Ne-au deschis ochii. Și că s-au căsătorit ochii cu mamele sau cu tații lor. La care detestau, de fapt, atât de multe lucruri pe care nu le-au procesat. Nu erai o necunoscută, erai un jurnalist la ProTV, Petronela Rotar, ProTV, da? Deci s-a fixat pentru mulți brandul acesta adânc acolo, undeva. Erai cunoscută și ai început deodată a scrie timid. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani, prima ta carte. Și mai apoi au venit toate celelalte. Cum e Petronela azi, după cele câteva scrieri care toate au avut succes? E drept, niciuna ca Orbi. Da, asta are legătură și cu faptul că în sine un roman este un produs mai vandabil și mai ușor de marketat, mai ușor de avut succes cu el decât poezia sau proza scurtă. Deci pun și pe seama genului treaba asta. Să nu fii modești acum. Pe de altă parte, cu siguranță eu nu mai sunt cine eram acum 4-5 ani când am început să scriu public. Eu scriu dintotdeauna. Dar nu știu cât... Nu m-am gândit niciodată în ce măsură se datorează asta scrisului meu și în ce măsură se datorează asta procesului foarte greu de terapie prin care am trecut și de schimbări. Adică la mine este atât de evident că sunt altcineva, că până și bunica mea, care are 90 de ani și e jumătate oarbă, mi-a zis de curând când am fost la ea: maică, cât de tare te-ai schimbat. Sau tu băiată, da, tu băiată. Da, sau tu băiată, da, pentru că ce zvăpăiată erai înainte. Ori zvăpăiată asta de fapt era o formă de furie reprimată pe care eu o perpetuam și nici măcar nu o înțelegeam. Și ce liniștită ești acum. Asta așa a decodificat bunica mea schimbarea mea și care vine dintr-un travaliu și dintr-o muncă foarte complicată cu mine, multe sute de ore de terapie, de lucru cu mine, de citit, de scris și așa mai departe. Și fata aia rebelă nu mai iese la lumină să-ți creeze probleme? Mai iese câteodată, pentru că nu poți. Cât e sursă de inspirație, da, de roman, e bine. După 35 de ani în care ai fost fata rebelă, nu poți să te transformi deodată în altceva. Adică eu sunt tot eu, dar zic eu varianta îmbunătățită sau lucrată în terapie. Energia canalizată pe drumul acesta al creației, pentru că n-am învățat noi frumos la școală că toate marile capodopere ale omenirii au în spate suferință și travaliu și zidire acolo, meșterul Manole, nu? Sacrificiul Anei. Deci e din durere să nasc marile opere. Cu siguranță și a fost una dintre spaimele și credințele mele limitative, că dacă nu o să mai sufăr, nu o să mai pot scrie, pentru că după 35 de ani în care am avut o viață foarte zbuciumată, cu foarte multă suferință, cu foarte multă durere, mi-am imaginat că dacă o să fiu liniștită, nu o să mai pot crea. Nici vorbă. Am suficiente lucruri în spate de care trăită să mă... Până da, de care trăită să multe. Mă leg, da? Și mă bucur de claritatea pe care o am în momentul ăsta cu ajutorul muncii pe care am făcut-o cu mine și tuturor lucrurilor pe care le știu în momentul ăsta despre mine și despre oamenii în general, pentru că îmi fac viața mult mai simplă și mai ușoară. Bun, și te și motivează, cred. Da. Cred că acum e ca o obligație să scrii. Fetele tale, bigudiurile, cum trăiesc acest succes literar al mamei lor? Păi, chiar povesteam cu eu, trăiesc în mod diferit. Aia mică care a citit cartea și tot vine și îmi tot fură câte o carte și zice: trebuie neapărat să-i dau cartea asta unui coleg de-al meu și îi spun: știi, cărțile astea noi le plătim. Ceea ce e adevărat, de fapt. Da, da. Spune să-și cumpere cartea, pentru că eu plătesc cartea la editură, nu mi-o dă nimeni, nu mi-o dă nimeni moca și atunci încetează să mai faci acte de calitate atât de excesive. Deci ea vrea să rezolve pe toată lumea și da, să dea tuturor. Și foarte mândră cu mama. Da, tuturor cartea. Iar cea mare încă nici măcar n-a citit-o, pentru că ea e așa, cu niște rezistențe. Sau a citit-o și nu-ți spune.
exclus total posibilitatea? Iar mi-a reproșat la un moment dat că din cauza mea îi vine greu să citească în general, pentru că s-a obișnuit cu stilul meu și la mine e foarte fluid totul așa și cumva mi-a zis o... Era un fel de compliment din ăsta mascat. Da. Și... Nu e și acel sentiment copleșitor, poate că ce tare e mama și unul ca ea și mai ales la anii adolescenței e un pic mai apăsătoare presiunea asta. E o spaimă pe care o am și chiar vorbeam cu terapeuta mea că amândouă iau chestia asta în cele două moduri clasice în care copiii iau de obicei celebritatea, să spunem, și succesul părinților. Aia mică se identifică cu el și e mândră și cumva încearcă să stoarcă între ghilimele toate... Ca dovadă că își recompensează toți prietenii. Da. Vă dau o carte scrisă de mami și cu autograf. Da. Are și autograful. Da. Deja e... Și cealaltă cumva respinge treaba asta și încearcă să se dezidentifice, adică eu sunt cineva prin mine însă... Familia mea începe cu mine, la Napoleon. Da. Nu, și eu sunt cineva prin mine, însă nu sunt fica ta, doar. Și cred că eu m-aș identifica mai degrabă cu... Dacă eu aș fi copil și mama mea ar fi locul meu, cred că și eu aș fi... aș avea cumva tristețea asta că oamenii mă identifică drept fica cuiva și nu cineva prin mine însă. Și o înțeleg foarte bine și îi dau voie să... Bun, înțelege și iubirea este în ambele părți și asta absolut, este important. Absolut. Dar mama Petronelei, care mama a fost ușor atinsă de unele scrieri pe care nu toată lumea le-a înțeles sau le-a rumegat ca atare. Acum, și pe Iisus nu l-a înțeles toată lumea și el era cineva foarte important în... Mama mea este cineva de care eu sunt foarte mândră în momentul acesta, pentru că mama mea a înțeles că relația noastră nu era ceva... Relația noastră, ca toate, aproape toate relațiile pe care le cunosc eu dintre oameni de generația mea și părinților, era o relație disfuncțională. Și mama mea a înțeles lucrul ăsta și a avut puterea extraordinară pe care puțini oameni de vârsta ei o au să vină cu mine în terapie să ne rezolvăm relația. Deci, a venit și acest travaliu. A venit în acest travaliu și noi ne-am vindecat relația. În momentul ăsta eu mi-am recuperat mama pe care n-am avut-o niciodată în felul ăsta lângă mine până la 40 de ani. Mama după care tu tânjai, dar poate și ea tânja după absolut, un anumit absolut, tip de fică. Absolut. Și frustrarea era reciprocă. Absolut. Și am reușit și mai mult decât atât în parte din turneul meu de lansare cu Orbi, a fost împreună cu mine doar noi două, vreme de 5 zile pe drumurile din țară și a fost prima noastră vacanță împreună din viața noastră. Minunat! Și chiar mă gândeam cum ar fi fost asta înainte de rezolvarea relației, cât de tare poate m-aș fi enervat sau ce lucruri mi-ar fi activat, răni nerezolvate și cât de lin și de fain a curs în momentul ăsta excursia noastră. Ce amintire frumoasă a sclădit pe drumul acesta care de Domnul să fie cât mai lung de aici înainte. Da, deci iată, este o istorie, e un drum și pe drumul ăsta probabil ai deja datoria, nu probabil, eu zic că deja ai datoria, profesia ta de credință va fi să tot ridici cât eu, un edificiu mai mare, mai mic. Ce încerc eu să acesta? Fac este nu, pentru că mi se pare complet greșit să te crezi vreun salvator al lumii. Complexul salvatorului e un complex exact, totuși un complex. În psihologie. Exact. Deci și să am senzația că eu pot să deschid ochii oamenilor. Vei schimba lumea, dar un pic o pot schimba sau un pic mai mult. Ce încerc eu să fac și fac asta de cel puțin 5 ani de când am blogul ăsta cu nume, prenume și super asumat. Și cu nervi. Da, și cu nervi, da. Cu nervi în Cluj. Este să rămân cumva foarte onestă și foarte fidelă mie însă, în primul rând. Pentru că atâta vreme cât eu cu mine sunt onestă, cât eu cu mine lucrez, cât eu încerc în fiecare zi să fiu un om mai bun în viața mea personală și în tot ce fac, cu siguranță în siajul acestor lucruri vine și restul dat un exterior, primit și așa deci mai departe. Deci cumva vor veni de la sine și asta și mergi fi răs pe drumul ăsta. Adică dacă eu mi-aș propune acum să fiu cineva care propovăduiește nu știu, binele, frumosul, dar eu să fiu în disonanță cognitivă și în viața mea lucrurile astea să nu se întâmple, n-ar exista niciun pic de autenticitate. Și atunci ce încerc eu să fac și când scriu și fiecare lucru pe care îl fac este să fiu autentică și să nu mă bat de la cine sunt eu. Deci tu ai nevoie de această autenticitate. Crezi că e valabil la toți? Despre mulți scriitori s-a spus mai apoi că nu erau oameni pe măsura talentului pe care l-aveau. Cunosc și eu câțiva. Și cunoaștem exact oameni cunosc că descriu minunat.
Și totuși când cunoști omul... Deci la tine nu ține, spui. Eu sper că nu ține. Adică cine ăsta e feedback-ul pe care îl primesc de la oamenii care mă... Nu te poți preface și atunci trebuie să fii autentică. Nu mă pot preface. E vorba că e o alegere asta. E o alegere și asta vine, și tu știi că ești psiholog la bază, asta vine din asumarea și din rezolvarea propriilor răni. Dar oamenii pot juca ăștia, și teatru. Unii pot juca teatru. Știu, dar oamenii ăștia, inclusiv cunosc eu personal niște oameni care scriu minunat, sunt par atât de sensibili și sunt extraordinar înscris și au un caracter foarte îndoielnic, tocmai, să spunem. Dar caracterul îndoielnic vine din răni nerezolvate, din probleme pe care le-au, mecanisme de apărare, din lucruri. Oamenii ăia sunt în suferință. Și atunci eu aleg să-i văd ca pe niște oameni în suferință, nu ca pe niște oameni triști, răi. Niște triști. Da? Și, și îmi dau seama că idealul lor e ăla pe care îl pun în cărți, dar la care singur își pun niște bariere și nu pot ajunge. Deci jinduiesc către acel ceva cu despre care scriu frumos. Cu siguranță există în ei și frumosul acela, doar că este acoperit de răni și de, și de durere. Și ți-e milă de ei până la urmă? E o formă? Sau e compasiune, îi spune. Compasiune, nu, are altă dimensiune. Da. Rămân aceeași Very Lucky Beach, scrie chiar astăzi, cred... Să înțeleg de ce. Era un text. De ce? Cine te-a făcut așa? Cine a îndrăznit? Era un text din 2015. Nu, e o expresie în engleză pe care am preluat-o așa ad literam. Da, mă simt un om foarte norocos, însă când spun asta și cei care mă cunosc știu că nu din noroc a fost din foarte multă muncă și mea. Plătit amar uneori. Da, ce spun eu, norocul ăsta nu este ceva care a picat din cer peste mine. Este un noroc muncit. Este un noroc muncit și tot spun lucrul ăsta în continuu. Cred că singura cale de a face orice pe lumea asta e să ajungi să te cunoști pe tine real. Pentru că atâtea minciuni ne spunem despre noi, e așa o mare... Și ne place, o voluptate ne autominții și... Da, că de fapt despre asta vorbește și cartea mea, despre faptul că ne mințim îngrozitor și că la un moment dat, dacă chiar vrem să creștem și să ieșim din cercul ăla pe care îl tot perpetuăm la nesfârșit, trebuie să fim sinceri cu noi. Și din momentul în care ești sincer și ai conștientizări până la momentul în care reușești să schimbi asta... Mai este o muncă sisifică la îndemână. Și atunci, cumva, norocul ăsta așa a venit. A venit din foarte multă muncă cu mine, în primul rând, pentru că nu mi-a fost deloc ușor. Deloc ușor. încă mi-este foarte greu și parcă cu cât devin mai conștientă de lucruri și de rănile mele și de problemele mele, cu atât... Parcă unele abia acum apar la orizont și abia te întorci la început. Și tot timpul am senzația că tot timpul e o muncă. Chiar îi spuneam terapeutei mele, când sunt tot timpul atentă, ce trezește în mine lucrul ăla? De ce simt asta? Ce e acolo în spatele lucrurilor pe care le fac, le spun sau le spun alții și mă ating pe mine în felul ăla? Parcă sunt tot timpul malaxor. Da, deja ești excesiv de analitică. Să te întreb ce urmează când abia îți tragi sufletul, cred că nu e momentul. Eu cred însă că e o perioadă în care așezi experiențe, așezi aceste reacții care văd că te și copleșesc un pic. Da, e copleșitor, chiar e copleșitor acest succes, acest interes. Pe de altă parte, tu, fetița timidă de altă dată, cred că ai și acele momente când spui, patronela, ai reușit. Am. Care ești mândră de patronela. Am și a fost foarte greu să ajung la a fi mândră de mine, pentru că eu eram cineva care tot timpul se îndoia de sine. Da. Care nu era conform, da? Nu, da, deci se îndoia... Nu bifai acolo, pe lista aia lucruri. Da, se îndoia de sine și în momentul ăsta pot să mă uit în oglindă și să-mi placă cine sunt. Și a fost un drum lung până aici și sunt foarte fericită că sunt în momentul ăsta, mai am multe de lucrat, dar și asta este iarăși o parte din acceptare, că nu sunt doar un om foarte bun și minunat, sunt și un om cu tot felul de defecte și de lucruri pe care le-am tot perpetuat în timp și trebuie să mi le accept și să încep să lucrez cu ele, adică cam asta e, nu sunt doar minunată. Ți-e dor vreodată de presă? De jurnalist? De televiziune? Nu neapărat, pentru că cumva ce fac eu se leagă suficient de tare de treaba asta. E mai asta. Adânc, e mai profund, e... Da. Presa s-a îndepărtat de niște lucruri profunde, exact, presa de masă, așa. Tocmai asta e, că în momentul ăsta și la cum arată în momentul ăsta presa nu mi-e dor. Eu am prins 18 ani foarte frumoși.
în care am dat foarte mult și am primit foarte multe. Și care a și crescut, da. Eu cred că foarte mult din ceea ce e astăzi. Scriitoarea, da, Petronela Rotar, o ascundă pe jurnalista. Da, și datorez și de la exercițiul scrisului zilnic până la experiențele unele năucitoare pe care le-am trăit ca jurnalist, clar datorez presei și mie foarte aproape de suflet. Din păcate, mi-e greu așa puțin când văd că astăzi iei un citat de pe Facebook de la o vedetă și faci o știre, da. Și mi-amintesc cum umblam prin canale cu un fotograf după mine și cum se făcea documentarea și cum făceam noi știri în anii aia din urmă. Da, și cât de nu numai munca, să spunem că tehnologia a evoluat, dar e o anumită frivolitate și superficialitate care încep să deranjeze rău jurnalistul bătrân, așa, din generațiile noastre. Deci orbi găsim sau nu găsim orbi acum în este în librării, librăriile online, este în momentul ăsta absolut peste tot și s-a mai comandat deja un alt tiraj pentru ianuarie, pentru că se pare că și ăsta primești multe mesaje, răspunzi, ai timp, răspunzi la toate mesajele. Da, da. Da, fiindcă mi se pare un lucru extraordinar de ambele părți. Mie mi se pare că trăim o perioadă foarte faină și că așa cum eu la rândul meu citesc o carte a unui contemporan de al meu și după ce am terminat-o pot să scriu despre ea o recenzie la mine pe blog și să o recomand altor oameni, dar în același timp să-i scriu și lui personal, să-i spun mi-a plăcut foarte tare cartea ta și îți mulțumesc că ai scris-o. Tot așa... De aceea și răspunzi și tu, pentru că exact. Te gândești la tine. Din nou ești empatică. Și... Mă gândesc la mine și mă gândesc cât de fain e de fapt și pentru mine. Faptul că oamenii, după ce au citit o carte de-a mea, poate să-mi scrie, să-mi spună, uite, mi-a plăcut asta sau nu mi-a plăcut asta. Sau... Și o legătură cu cititorul într-un timp real foarte faină, pe care săracii... Un privilegiu al vremurilor noastre. Da, exact, pe care săracii scriitori... Tolstoi săracul n-a avut, apropo, la Tolstoi, deci... La Tolstoi veneau cortegii de oameni. Da. Cum începea Tolstoi, Ana Karenina, mi-o aminte acum, toate familiile fericite seamănă între ele, dar fiecare familie nefericită e nefericită în felul ei. Da. Până la urmă și orbii, tot acolo eu cred că, eu cred că mai degrabă e în zona invers. Eu cred că mai degrabă zic că nefericirile seamănă foarte tare între ele, chiar dacă se și deosebesc foarte mult. Și că există niște tipare. De nefericire. Care, exact, de tipare de nefericire. Cât despre familiile fericite, am tot citit niște statistici care spun că 3 din 11.000 de familii sunt funcționale și fericite. Ca să fim foarte realiști, să devenim acum de sărbători. De asta se citește o carte cum este Orbi, pentru că din 11.000 de familii 10.997 sunt nefericite. Dacă e să fim foarte sinceri și atunci, oameni buni, să nu vă mai lăsați tulburați, să nu fiți mâhniți, să nu dezvoltați depresii și complexe, că nu trăiți aceste sărbători așa cum arată în felicitări, în cântece, în Instagram, da. Pe Facebook. De fapt, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat eu, mai ales în terapie, dar mai ales în terapia de grup, a fost ăla că toți ducem în spate dureri, probleme și că nimeni nu este, oricât de bine aranjat pare social, personal și mai departe din exterior, în momentul în care ajungi să-i cunoști pe bune conținuturile emoționale și psihice, acolo e multă durere în fiecare dintre noi. Și așa de trist că nu reușim să comunicăm real lucrul ăsta, că toată lumea are tot felul de... își ascunde nefericirea, își ascunde defectele, își ascunde... și toți proiectăm în exterior o imagine nereală care îl rănește pe ăla de lângă noi, care și el e în aceeași situație, săracul, dar n-are curaj să vină și să spună, știi, și eu trec prin depresie. Ori am citit iarăși de curând că Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în 2020, adică peste 3 ani de acum încolo, depresia va fi a doua cauză la nivel mondial de dizabilitate. Este uriaș. Este îngrozitor. Adică... Și noi în continuare ne prefacem că suntem bine. Nu. Hai să încetăm. Deci urarea ta de final de emisiune așa ar fi să încetăm să ne prefacem. Sau cum? De fapt, eu cumva simt că ne îndreptăm către asta, că ne îndreptăm către o lume mai conștientă și mai autentică și că oamenii înțeleg și importanța terapiei, că înțeleg și importanța autodezvăluirii și importanța a fi cât mai sincer cu tine și cu ceilalți. Și cred că în niște ani de acum încolo... Ne vindecăm până la urmă. Da, deci lumea fii, n-o să autentic, mai la fel. Fii autentic, n-o să mai pentru că vei fi fericit. Lumea nu va mai fi la fel de frumos cosmetizată, dar vom fi cu adevărat fericiți.
Da, fericiți, mi se pare un cuvânt mare, dar vindecați, mai împăcați cu noi, mai în acceptare. Mulțumesc din suflet. E greu să mai adaug cuvinte. Chiar eu, truditor al cuvintelor fiind, cam cum ai încheiat o emisiunea asta dacă ar fi a ta și ai fi avut o invitată pe Petronela? Ah, nu mă gândi așa. Încă nu poate. Atât de empatică n-am devenit încă. Nu mă pot. Atunci, clasica întrebare, un mesaj de final? Da, asta le doresc oamenilor, să fie în pace cu ei. Și pacea cu ei vine din cunoaștere reală și din sinceritate. Cred că... Iar eu am scris cartea asta orbi tocmai pentru a încerca să dezorbesc pe mine, în primul rând, și pe oamenii care reușesc să... și vor și sunt pregătiți să o citească. Și cred că, de fapt, asta e singurul lucru care chiar contează în lumea asta. Să ajungi să fii împăcat cu tine. Și asta le doresc, să ajungă să fie împăcați cu ei înșiși. Mulțumim, mulțumim din suflet, Petronela Rotar. Eu am Orbi în mâine acum, o voi citi cu mare drag. Am pregătite și lentilele, acele lentile care nici măcar nu sunt magice, le avem cu toții la îndemână. O carte pe care brașoveanca noastră ne-a dăruit-o, o carte cu care în acest Black Friday, iată ce, în Vinerea Neagră, Orbi au fost number one la vânzări și e minunat că s-a întâmplat așa. Un prilej să ne cunoaștem și să începem drumul către vindecare. Petronela Rotar, jurnalistă și scriitoare, invitata mea astă seară la Radio Brașov, la Mix TV, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!